Ce au făcut georgenii și nu am reușit noi? De ce reformele implementate în acest stat post-sovietic au avut un impact imediat și de unde trebuie să înceapă acestea? Urmăriți un interviu de totalizare cu președintele interimar Mihai Ghimpu la finalul vizitei sale oficiale în Georgia. Marele minus a Georgiei a fost și este încă politica Federației Ruse față de acest stat. Politica veche pe care noi am cunoscut-o și o cunoaștem, că avem și noi aceleași probleme, dar plusul, Georgie, este că investitorii străini au crezut în acest om, că el este om care va implementa valori democratice, este omul care va crea o economie de piață. De ce nu a reușit să miște carul și Alianța pentru Integrare Europeană? Noi am pornit bine Alianța pentru Integrare Europeană și așa cum la noi astăzi s-a întâmplat, așa s-a întâmplat și aici, atunci când a avut loc conflictul. Când erau meeting-urile, cele presiuni, protestele aici, s-au stopat investițiile. Partea proastă a noastră este că odată cu nelegerea președintelui la 7 decembrie 2009 s-a oprit pașii mergând spre economia Republicii Moldova de către investitori. Și așteaptă să vadă ce o să întâmple la toamnă. Stabilitatea politică este primul factor care poate da roade pe calea reformelor, susține președintele interimar. O perioadă lungă, din decembrie și până aproape în decembrie, aproape o an de zile, s-a oprit investiție și însemna, de fapt, dacă nu erau aceste alegeri, ar fi fost votat comuniștii pentru domnul Lupu sau acceptau un vot în Parlament de modificare a Constituției, asta însemna un pas bun înainte. Fiindcă nici o economie, nici un stat nu se dezvoltă dacă nu există o stabilitate politică. În ultimul an la Chișinău s-a vorbit foarte mult despre reformarea organelor de drept. Noi avem de lucrat foarte mult în această direcție. Noi, în lipsă de timp, n-am reușit să reformăm Ministerul de Interne, tot absolut. Și ceea ce au realizat aici domnul Sakașvili prin transparența acestui minister, unde nu ca la noi, fiecare șef, șefșor de cabinet are 2-3 oameni, are cabinet aparte, aici tot împreună, transparență, i-a ajutat foarte mult. Și eu cred că cel mai important, această transparență pe care cel mai important început de la organ de drept. Totuși, această reformă a fost amânată până cel puțin după alegerile anticipate. După alegeri trebuie să reformăm Ministerul de Interne, serviciul SISU, sistem judecătoresc. Avem, știți că nu a trecut, nu s-a votat cu știrile economice și în genul sistemul judecătoresc. Avem foarte mult de lucru